venit live pentru următoarea luptă. Categoria 75 de kilograme din România. Îl așteptăm pe Andrei Sârghin, consulat 4! Continuă partida de la Coloseum, 39 Suceava. Andrei Sârghi. Va întâlni pe Raico Levitski. Andrei Sârghi din Vaslui, Raico Levitski din Suceava. Andrei Sârghi! În colțul roșu! Îl așteptăm pe... Andrei Sârghi, spunem din Vaslui, luptă pentru Tornado Fight Gym, pregătit de Mihai Frim, 27 de ani, 1,71 la 75 de kilograme, 8 partide, între care 3 câștigate, 5 pierdute. Adversarul vasluianului este suceveanul poreclit Leul, Raico Levitski, luptă pentru Dragon Team Bucovina, antrenat de Daniel Ungureanu, are 33 de ani, Raico Levitski, 33 de partide, 25 câștigate, 17 prin knockout, 8 pierdute, atât și fișele celor doi luptători. And his opponent, standing across the ring and fighting out of the red corner. He's 33 years old, his official weight, 70 kilos. His professional record stands at 25 victories and 8 defeats, fighting out of Suceava, Romania! Ladies and gentlemen, Raico the Lion! Your referee to bell, Andrei Grosu. Andrei Grosu este acum arbitru în ring. A schimbat pe Roberto Dose. Tot 3 reprize câte 3 minute are și această partidă. Second, you are fighting to the same rules. I want to take clean fight and obey my commands all the time. Good luck. Go corners. Judge. First round. Fight. Croșet de dreapta. Whisky atacă pe corzi. A scăpat Sârghi. Low kick pe exterior Sârghi. Bun început în forță lui Levitski. Ochii pe exterior, tare pe brațe Levitski. Ratează croșeul. Pleacă până la urmă, a ieșit rotund jumătate de pas Andrei Sârghi. Foarte puternică pe brațe Raico Levitski, cu spatele. Un low kick Andrei Sârghi, care a reușit tehnică de picior față de adversar până acum. Tare lovește Levitski, rămâne descoperit și îl penalizează Sârghi. Și-a luat un cot, un număr în barbă și Andrei Sârghi și-a cerut scuze Raico. Se aude contactul între pumnul meu, între sportiv și corpul celuilalt. O dă din brațe bine și Sârghi de pe corzi, surprinde pe Raico Levitski. O low kick. Lovește, păcate, trei picioare în zona inghinală Andrei Sârghi.
Yes, I'm on the stage. Okay. What did you sport? You'll see me. Time. Fight. Îi cer scuze, mă, alta Sârghi. Începe bătălia. Se dezechilibrează Raico Levitski. Lovește la stomac, l-a prins și Levitski. Poate a fost încordat Sârghi. Bun în defensivă, Vasloianul. Încearcă să... Polo, a sărit o proteză. Cum a văzut și arbitrul. Ușor haotic Raico Levitski pe atacurile sale. Atent Andrei Sârghi să iasă din zona de acțiune, din raza de lovire a adversarului. Ce eschivă bună și vine cu croșeul percutat Andrei Sârghi, rezistă Levitski. Cu croșetul dreapta și încă o stângă exact pe gongul de final. O duce Sârghi și pe asta. A doua repriză între Andrei Sârghi stânga și Raico Levitski. Levitski a atacat tot timpul, s-a apărat inteligent Sârghi și a și ripostat, face și acum. Croșeu de dreapta tare Levitski, dar nu leagă loviturile, mai două dreapta stânga. Vrea să-i spargă gard, dar rămâne pe... ce toare și Vasluianu. I-a arătat Levitski că poate să reziste și se iasă din colțul ringului. Victor în gol. Pazurini consideră că suceveanului Levitski s-a terminat benzina. Lovi cu capul Sârghi, arată arbitrului. Neintenționat din partea lui Levitski. A avut boxul capul înainte, dar în dinamica aia luptei e greu să te mai controlezi de fiecare dată. Lovește la stomac. Vrea să termine normal doar pe brațe. Raico Levitski. O percută de dreapta iese rotundă acolo Sârghi. Și ține ușor. Dreapta ratată. Low kick pe interior, Sârghi. Primul lovitură de picior în această repriză pentru Raico Levitski. A inserit o proteză. Uuuu!
probleme, l-a agățat pe Sârghi. Direct de dreapta, era șchetează capul Vasilianului. Încă o dreaptă. Revine de pe curzi Sârghi. Uppercut de dreapta, ripostează și Andrei Sârghi. Ce partidă bună. Arată Revisca a fost lovit sub centuri. Cele scuze Sârghi. 20 de secunde. L-a ratat Levischi și de aceasta pe Sârghi. De fiecare dată când atacă suceveanul, se pare că îl doboară pe Vazulean. Caută, l-a ficat coroșul de dreapta. A vrut să-l țină cu stânga, să-i mai dă o dreaptă. Se termină și această repriza a doua între Andrei Sârghi în stânga imaginii și Raico Levischi. Încet, încet apune soarele și în Bucovina. Spuneam o locație originală, superbă. Cetatea de scaun a Sucevei. Alunecat opinia arbitrului aici Raico Levischi. Încearcă să o lovească cu genunchiul din săritură Sârghi. Îl ține de gât pe adversar. Din nou tot timpul atacă cu dreapta prima lovitură Levischi. În ochii pe interior Sârghi. Este ultima repriză între cei doi luptători. Ratează croșeul de stânga. Levischi a încercat mult, dar a reușit puțin până acum suceveanul. Foarte bună apărare, o tehnică remarcabilă cu eschive și cu pas în spate sau în lateral Andrei Sârghi. Dreapta stânga nu leagă oricum loviturile în capul adversarului Levischi. Ce bună eschivă lui Sârghi. Croșeul de dreapta mai bun pentru Raico. O ratează și pasta decisivă. Bine se pe curs din nou Andrei Sârghi. Stânga pe întâmpinare. Bine a dat-o Vazuleanul. Și un genunchi din clinci. Ultimul minut. În sfârșit o lovitură bună a lui Raico Levischi pe ridicare din eschivă. Nu are nicio problemă pentru Andrei Sârghi. A mai căzut o proteză. Croșet de stânga bun, îl ia în brațe imediat Sârghi, da? Așa fac și boxerii profesioniști când sunt zdruncinați. Un lovitor în gol, Levischi. Caută combinația câștigătoare Sugeveanul. A rădat mult din brațe, spuneam, dar și-a atins rare ori adversarul.
Primul lovitură înaltă, Raico Levitsky, pe garda adversarului, croșeu de stânga. Mișura distanța prea mult și n-a mai avut învergură să lovească. Raico Levitsky, o partidă extraordinară, extrem de multe lovituri aruncate spre adversară, deci din partea lui Raico Levitsky. Ladies and gentlemen, after three rounds of kickboxing action, we go to the judges' scorecards for a decision. Ladies and gentlemen, this bout has been declared a draw. Therefore, we will go da, to an extra round! Avem o extra rundă! Egalitate după trei reprize și avem o repriză în plus. Ați văzut și gestul la lui Andrei Seri, care nu s-a așteptat la această decizie. Se mai luptă încă 3 minute. E, acum e, acum să vedem cine a fost pregătit pentru încă 3 minute. Cine mai poate? Dar că nu mai are forță să lovească Sergi, luat imediat în clinci pe adversar. Lucii pe interior, Andrei Sergi, totul oricum unul și argintii. Ratează croșeul la Raico Levitsky. Aceste lovituri în gol obosesc foarte mult, mai ales în repriza de prelungiri. Nu mai are putere Andrei Sergi să iasă stânga-dreapta și stă la bătaie. Obosiți ambii luptători, clar. De secunde. Aceeași combinație, 2-3 brațe și apoi clinci din partea lui Andrei Sergi. Într-o medie. Nu mai poate nici Raico Levitsky. Low kick. Percut croșetat din partea lui Levitsky. Alunecă Sergi. Ultimul minut. E adevărat un chin pentru ambii luptători această repriză în plus. Problema la arcada stângă pentru Raico Levitsky. Croșeu de dreapta. Din nou clinci. Da, obstrucționează mult Andrei Sergi. Ce ca lovitură cu genunchiul din săritură. Din clinci Sergi. Ratează croșeul de stânga.
Din nou sângerează Rece Levitsky. A vertizat pentru ultima oară Andrei Sirghi. Mai sunt vreo 30 de secunde, doar ce cronometru n-a fost oprit când s-a întâmplat prima oară partida. Povește tare în continuare Levitsky. Și se termină încă 3 minute din această partidă. Am avut extra round. Tot ce a fost în primele 3 reprize n-a mai contat. Și n-a fost mai bună această repriză suplimentară. Să vedem ce au fost arbitrii. Ca de obicei, mult mai agresiv Rece Levitsky, luptătorul cu mănuși aurii. Gentlemen, after an extra round, we go back to our judges for a final decision. Your winner, by unanimous decision, fighting out of the blue corner, Andrei Sirghi primește decizia în unanimitate cu această repriză suplimentară. Fair play, Rece Levitsky acceptă decizia celor trei arbitri judecători și noi mai luăm pauză și ne pregătim pentru partida 6-a între Alina Nicola